Ai văzut pe cine au propus? Nu. Când au anunțat? Azi dimineață. Tu încă dormeai. E Dragnea, nu? Nu. E Sevil. Șai, măi, șai de... Nu mai știu. Sevil? Da. E femeie? Nu, e ceva peliuță de dinți. E femeie, da. E musulmană. O musulmancă? Musulmană. Dar nu e ok. Ce? Păi, câte probleme și atentate fac ăștia, noi punem premieră musulmancă? Musulmană. Ba nu. Dacă vrei să fii rasistă, măcar zi cuvintele corect. Nu sunt rasistă. Oricum nu contează cine e premier, că tot Dragnea o să conducă din umbră. Da, dar tot o să ne afecteze. Dar nu e vorba de religia ei aici. Ba da. Și o să fie mai rău de acum încolo. Mai rău decât atât ce poate fi. Adică PSD-ul e iar la guvernare, pe Cioloș l-a lăsat să plece. Pe mine mă distrează că PSD-ul se ia de el și de Iohannis, că au și nume străine și au propus-o pe Sevilla aia, pe ministru. PSD-ul are probleme grave în general. Da, dar să pună o musulmancă. Se zice musulmană, frate, ce nu înțelegi? Da, pentru că nu mai știu ce urmează. Ia, uite. Chiar e musulmană? Ia. Cuvântul, eu știu că se zice musulmancă. În dicționar e corect musulmană. Mă rog, oricum voiam să zic altceva. Ce? Mi se pare că scenariul e de rahat. De ce? Nu-mi intră replici. Cum adică? Adică sună fals. Băi, ok. Hai să reluăm. Nu, hai să vorbim despre scenariu. Păi l-ai citit aseară? Da. L-ai citit când ți l-am trimis? Mă rog, l-am citit azi dimineață, că am avut treaba aseară, dar... Ce s-a întâmplat cu tipul care trebuia să joace? Păi am vorbit cu el și stabilisem că filmăm săptămâna asta și... M-a tot amânat, 4 zile nu a venit și mi-a scris aseară că nu mai vine deloc. Și dacă îl prind, dacă trebuie de un cap. Ok. Facem săptămâna viitoare. Hai să vorbim acum și... Băi, nu mai pot să fac săptămâna viitoare. Ce nu înțelegi? De ce? Păi, echipamentul, apartamentul sunt chiriate până azi. Totul e stabilit. Vezi, dacă mă luai pe mine, nu mai avea nicio problemă. Ok, hai să repetăm și chem echipa să filmăm. Nu, m-ai adus aici ca pe mătură. Hai să vorbim acum. Acum ești frustrat sau ce? Băi, tu nu înțelegi că dacă nu veneam eu, ți se ducea dracu tot filmul. Așa și? Păi dacă tot am venit, hai să discutăm. Ok, hai, zi. Ce vrei să faci cu ăsta când e gata? Păi să-l trimit la festivaluri, să-l bag pe unde pot, că de asta îl fac. Și tu crezi că în halul ăsta o să ajungă undeva? Cum adică în halul ăsta? Gândește-te la poveste. Nu ți se pare prea banal să stai doi într-o cameră și să vorbească despre nimic? Nu, m-am gândit la asta când am scris, dar mi se pare ok pentru 15 minute. Eu m-aș plictisi după 5 minute. De ce n-ai băgat ceva acțiune? De ce acțiune să mai bag? Nu știu, să... Mai aduci un personaj, ceva, să fie scandalul mai mare. Să... Și ce rost are să mă bag personaje și... Cum ce rost are? Ar fi fost mai dinamic. Păi, relația dintre ei doi, asta mă interesează. Aici, asta trebuie să se vadă. Nu mă interesează altceva. Da, da. Măcar puteți să-i pui să se plimbe, să iasă afară, să... Dar nu este echipament de ieșit afară și alte minuni. Păi nu ai la facultate. Nu, așa e de obicei. Oricum, ai văzut Lemepri. Cu Brigitte Bardot? Da, adică da. 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 Este scena aia care se ceartă ea cu soțul sau un apartament 45 de minute și nu e plictisitor deloc. Da, mă, de la Godard. Da. Adică nu-i preferatul meu, într-adevăr, dar tu ai văzut cum a făcut scena aia? Adică are dinamică, are climax. Da, și am climax. Mă rog, scenariul are climax. Tu ai văzut ce se întâmplă la final? Da, se despar, dar treaba aia cu... Politica nu știu. Politica e de suprafață, nu este motivul. La care motivul? Faza e că ei doi sunt foarte diferiți. Și treaba asta cu Sevil și cu musulmanii arată cât de diferiți sunt și faptul că nu se potrivesc. Dar ei de cât timp sunt împreună? Că nu scrie nicăieri. De 2-3 luni. Și după 2-3 luni ei discută despre politică. Da. Eu n-am vorbit în viața mea cu o femeie despre așa ceva. Depinde cu ce femeie ai fost.
Și ai făcut-o și rasistă și proastă. Nu-i proastă. Am scris în fișa de personaj că e studentă la psihologie. Da, ok, dar cred că era mult mai bine și dacă, dacă discuta despre altceva, nu știu, treaba asta cu PSD-ul și cu musulmanii e cam riscantă. De ce? Pentru un film de licență mi se pare că te legi de prea multe lucruri și nu e ok. Nu o să le convină unora. Bă, nu trebuie să le convină unora. Da, dar eu i-aș fi pus să vorbească despre niște chestii mai personale, ca niște oameni normali. Oricum o să primesc critici, oricum o să iasă. Măcar să-l fac cum vreau eu. Da, era mai natural și dacă vorbeau despre vreme. Dar e ok și asta cu politica și pot să-mi fac și teme mai serioase așa. Nu mi se pare că e fals deloc. Ba da, e fals, pentru că sunt prea multe teme mari și nu se discută clar despre niciuna. Da, dar dialogul trebuie să fie complex și ușor în același timp. Ușor? Eu m-am pierdut tocmai de asta, că se sare de la o chestie la alta. În cazul ăsta o să tai, în cazul ăsta o să tai și o să lipesc cadrele mai bune, că am mai făcut asta înainte. Dar de ce faci lipse scurte? Că e în stilul care vreau să fie filmul. Avem și stil acum. Ce să zic? Termină. Dar temele pe care le abordezi se par noi? Adică eu am văzut o grămadă de filme pe temele astea și nu mi se pare că aduci ceva nou. Eu le am altcumva. Cum altcumva? Ai văzut Sierra Nevada al lui Cristi Puiu? Nu. Uite, acolo se discută exact despre aceleași teme ca și la tine. Și dacă nu schimbi scenariul, o să ai varianta mult mai proastă a lui Sierra Nevada. Nu cred că e adevărat. Tu l-ai văzut? Nu l-am văzut nici eu, dar din ce vorbește Puiu și actorii, aveți același teme. Băi, deci mă omor asta cu temele. Despre politică și religie se vorbește tot timpul. Nu trebuie să fie teme noi. Da, măi, dar nu merg combinat cu glume proaste, înțelegi? Cine crezi că o să-ți râdă la musulmană și musulmancă? Pe bune, și aia de la final când se desparte jalnică. Aia cu Iohannis? Da. Mi-ai zis că ceva satiră cu nou val francez, da? Băi, hai să terminăm. Te-ai îndrăgostit de Godard și acum vrei să-l bagi în toate porcăriile tale. Gata, hai. Zici că vrei să faci ceva nou, că vrei să revoluționezi cinematografia, dar nu faci nimic în privința asta. Nu înțeleg. Tu vrei să schimbi acum sau ce vrei? Tu crezi că primul meu film vrea să fie unul prost? Băi, primul meu film, nu e al tău. Tu ești actor, atât. Ascultă-mă, o să-ți iasă un rahat în care vorbesc doi oameni despre un rahat și mai mare. Nu mă interesează. În plus, mie trebuie să-mi placă că de asta îl fac. Dar pentru cine îl faci? Pentru tine? Nu, dar dacă îl fac pentru că vrea altcineva să modific ceva la el, clar că nu mai reprezintă. Dar putem să schimbăm măcar câteva. Dar ce tot vrei să schimbi? Dar, nu știu, să vorbească mai mult despre relația lor, că asta e baza. Băi, nu mă interesează. Acum tu vrei să schimbi tot. Bă, nu vreau să schimb. Frate, ori schimb, ori nu mai joc. Acum ce, mă ameni sau ce? Noi suntem prieteni sau... Deci pe lângă faptul că m-ai adus aici și ai făcut ce ai făcut cu mine, nici măcar nu mă asculti. Și ce, vrei să pleci? Ești absurd. Tu ești absurd. Crezi că o să faci mare filozofie cu filmul ăsta, dar nu o să faci nimic, înțelegi? Ok, hai să ne relaxăm un pic, că vorbim deja de 10 minute degeaba. Mai bine stăm un pic și după aceea filmăm iar, ok? Stăm, plec. Deci dacă pleci acum, pe bune că ești ca celălalt. Mai bine te chemam, jur. Unde e Ana?